tot mai aproape. Dar prins rava, nu știu pe tare. Da, bineînțeles, știți că viteza e calitatea numărul 1. Mă bucur până la urmă că am venit și am fost invitat aici la acest meci de caritabil. Mă bucur că am ajuns să ne întâlnim din nou cu foști colegi, mai ales cu Bogdan Stan, că nu l-am mai văzut de mult, Marca și așa mai departe. Ne bucurăm că putem să le oferim bucuria celor care nu au avut ocazia să joace niciodată împotriva noastră. Și ușor mi-aș dori mai multe meciuri de genul ăsta, să fie pentru oameni care ne văd doar la televizor sau care nu au ocazia să ne întâlnească să joace împotriva noastră. Povestește noi o întâmplare și a lasă cu poliția. Băi, am avut și eu permisul luat, din păcate, da. Da, eram aici pe Herăstrău, am schimbat banda, nu am semnalizat, am mers după mine, am mers cred că vreo 2 km, am mai schimbat încă o dată banda, dar bine, n-am semnalizat. Și m-a oprit după 2 km jumate, așa m-a oprit. Zic, sunteți cu Dinamo? Îmi trebuie. Zice, nu cred. Dar cu ce echipă țineți? Îmi spune, nu eu. Zice, nu țin cu nicio echipă. Ok, atunci. Ce am făcut? Zic, aveam centura pusă, aveam tot și nu vorbeam la telefon. Zic, ați schimbat banda fără să semnalizați. Zic, da, într-adevăr, am greșit, îmi cer scuze. Nu merge, nu merg scuzele. Trebuie să luăm permis. Ok, mulțumesc. Da, permis și am plecat. Da, ai scăpat vreodată pentru... Nu neapărat, depinde acum și de situație. Dacă e o situație, să zicem că ai limita 60 și ai 65, știți cum e, e ok. Mai ales că mai sunt și domni care mai sunt cu Steaua și țin cu noi și ne-am mai iertat din... Tu ai pus viteză pe teren național, ai pus de pe Euro, viteză... Băi, mi-aș dori din toată inima. Trebuie să fim cu toți alături de echipa națională României, mai ales că în seara asta o să avem și un meci amical cu Irlanda de Nord. Sperăm să fie un meci bun. Până la urmă va fi un test și testul, chiar dacă să spunem că e un meci amical, trebuie să câștige băieții pentru moralul lor și pentru ce urmează, că știm cu toții că vom avea un Euro foarte greu, o grupă grea. Chiar dacă mulți spun că va fi o grupă accesibilă, eu din punctul meu de vedere e o grupă foarte grea. Vom vedea din Ucraina și Islanda care o să vină în grupa noastră și atunci vom vedea dacă șansele mai sunt așa cum spun toți. De ce nu? De ce nu? Trebuie să sperăm, trebuie să fim alături de acești băieți minunați, de selecționeri, pentru că au construit o echipă foarte bună, de jucători, hai să zicem, nu foarte buni. Pentru că dacă vorbim de acum 10 ani sau 15 ani, aveam jucători foarte buni în Europa și la cluburi foarte importante. Acum, din păcate, ați văzut că avem foarte mulți jucători prin Italia, prin Anglia și așa mai departe, în care nu joacă. Și atunci selecționerul trebuie să găsească cea mai bună soluție și să îi facă să aibă poftă și să creadă în șansa lor. Care sunt jucătorii de la care tu ai cele mai mari așteptări la Europa? În general cam toți, dar eu mi-aș dori ca acum să fac un Euro extraordinar, în general toată echipa, și atunci vom spera la un rezultat bun. La un jucător care să explodeze la Euro, putem avea? Să fie un jucător, să apară un lider care să tragă echipa după el? Momentan va fi foarte greu să avem un lider, dar important e că au format un grup, o familie, și asta s-a văzut în ultimele rezultate ale echipei naționale a României. Favoriții tăi mai scapă titlul anul ăsta? Bă, știm cum. Avem un avans bun din prima etapă de play-off. Sperăm din toată inima la final acei steliști să ne bucurăm, pentru că e momentul nostru, a venit momentul să ne bucurăm și noi după mulți ani în care nu am mai știut ce înseamnă să câștigi campionatul România. Dar nu e ușor, pentru că și CFR, și Craiova, și Rapid, inclusiv și Rapid, rămân acolo sus și să vor bate până la final. Și ați văzut și dumneavoastră declarațiile tuturor patronilor care au pornit un război cu patronul SELE, și atunci play-off-ul va deveni și mai puternic, și mai frumos, și mai nebun, din toate punctele de vedere. Mersi frumos!